Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest clip, între ghilimele, vom repara renumitul pistol de lipit românesc de la Radio Progres, deoarece becul nu se mai aprinde. În prezent, ca să fiu sincer, nu-l mai folosesc. Era și normal. Hai să spunem sincer, cine mai folosește în ziua de azi, mai ales că în ce mai multe componente sunt SMD și așa mai departe. Doar din nostalgie, să spunem, dar în realitate LED-conul este baza sau o stație de lipit fixă. Hai să-l desfacem, să probăm. Da, știu, nu prea am avut grijă de el, recunosc. Cu siguranță o să apară în comentarii și o să spună că arată jalnic zona asta, dar a trebuit să îndoi, erau apropiate, pentru că nu puteam să strâng acele șuruburi și piulițe, să pun ansa. Acest conductor din cupru e cam subțire, e practic de 1,5 mm pătrați. În mod normal, cred că trebuie mai gros, de 2,5 mm pătrați, dar în fine, oricum nu-l mai folosesc și nici mai îmi bat capul. Să pun o ansă mai groasă. Deci nu se mai aprinde becul. Trebuie în mod normal să aprindă acel bec. Haideți să testăm, să vă arăt că el funcționează. Hai să desfacem pistolul. A fost scos din priză, bineînțeles. Să desfacem. Cu grijă, pentru că oricum carcasa e cam dusă, cum s-ar spune. Un pic. S-a desfăcut. Acolo s-a desfăcut. Da, e desfăcut, dar trebuie să iasă. Gata. Așa arată transformatorul. Primarul și secundarul, zona asta. Pe noi ne interesează acest bec. Hai să vedem. Hai să măsurăm tensiunea, să vedem dacă nu e alimentat încă pistolul. Este în regulă, avem tensiune de 2,6 volți cu aproximație. Deci becul pare să fie ars. Să scoatem pistol de lipit din priză. Să îl desfacem de aici. La prima vedere nu pare ars, dar cred că e întrerupt. Dar în fine. Haideți să măsurăm continuitatea. Absolut nimic. Trebuie să arate așa. Adică oarecum. Trebuie să avem o rezistență foarte mică. Dar nimic. Hai să măsurăm și un bec incandescent funcțional. Aproximativ unul. Să-l introducem pe cel funcțional. Hai mă, intră. Intră mai dificil un pic. Trebuie să relipesc... ce ciudat arată. Trebuie să relipesc conductoarele astea, că nu-mi plac cum arată acolo. E culmea. Hai să dezlipim aici, că mă enervează. Gata. Acum e bine. Ciudat fasung. Sau ce-o fi asta, nu știu. S-o fi topit aici. Da. Măcar stă, e regulă. Ok. Să cositorim înainte. Cu fluduri proaspăt. Gata. Și să lipim conductoarele. Gata. Tate, ce-i un pic așa. Să curățăm nițel. Să cositorim. Iar acum putem lipi. Gata.
Înainte de a-l pune la loc, hai să facem un test. Să vedem dacă funcționează. De ce? Gata. Și de ce nu s-a prindea? Îl pusese pe cel defect. Hai să refacem testul. Trebuie ce greșeală ciudată. Acum sigur se aprinde. E, parcă e altceva. Cam așa vine. Să punem capacul înapoi. Hai mă, că ai fost de aici. Cum să nu intre? Hai mă, nu fuge figuri. Gata. Să punem piulița aici. Mai e încă una aici. Cealaltă este deja acolo. Hai mă, intră. Ha, gata. Să am grijă să prindă piulița aia. Acolo a prins. Să punem șurubul aici. A prins și alaltă pioliță? Ei, a prins. Se joacă cu mine pistolul ăsta. Hai că a prins pe la urmă. Iar acum putem să strângem până la capăt. Nu foarte tare, că oricum carcasa e mai sensibilă. Și în partea asta... Gata. Să facem testul de final. Gata. În sfârșit, acel bec incandescent se aprinde. Testul. Utopirea fludorului. Cam aici se termină acest clip privind repararea pistolului de lipit românesc de la Radio Progres cu carcasă albă. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!